era o mătușă la stradă. Zice, veniți voi acum, fetele mele, că să vă zic că vine tată tău acasă. Eu câtă soră mea ți-am spus că vine tăticul acasă, ți-am spus. Și vinim iar mai departe, era un unchi iară la stradă. Dobrogeancă, că câtă mine tăt așa zicea, Dobrogeancă, nu mere acasă, că la tată tău nu-i trebă pe tine. Că nu te-au văzut, nu-i trebă pe tine. Și atunci eu m-am gândit, poate că nu-i trebă, dar ce mă fac, unde mă duc? Am secerat și s-a începeam să adunăm recolta pe pășuni afară și era. La pășuni afară era mașini de trierat și acolo făcea lume clăi, stoguri, ziceam cătere, stoguri. Îi puneai fiecare cetățean, avea stogul lui, la capătul stogului un butoi cu apă și aici era din partea asta de sat, din cea parte de sat, roată satul. Era stoguri. Erau batozarii care era cu batoza lui proprietate personală. Batozarii. Și acolo mergeam și trăieram. El aș lua cota lui de plată pentru ce ne trăiera. Și noi care munceam pe la batoză, iar ne dădeau cotă oarecare. Aveam... Era atunci câte 6 kg, era de la 100 pentru muncitori. Și aia, sâmbătă seara, când se găta săptămâna, birou mașinii, ziceam noi, că el, ăla ținea evidența și ăla ne împărțea recolta câte am câștigat. Câștigul, să-i zic. Câștigul. Procentul ăla ne-l împărțea la muncitori. Eram 24 de muncitori la batoză. Mă numesc Ilka Flores, născut în comuna Șepreuș, din familie Stana Simion și Stana Ana. La noi, în 1949, a fost vovar, așa, avea lume toate grâurile strâns afară la câmp și nu-i lăsa pe oamenii să calce grâurile. Oamenii nu mai aveau făină să facă pâine la copii. Vara am secerat recolta, am pus-o în călcâie și eu m-am ocupat și de meserie, dar ajutam părinții în agricultură. Meserie, adică ce făceați? Cizme. Cizmar? Da. Aveați meșteșugul acesta? Da. L-ați învățat de mic? Da. Unde? La Arad? La... La Criș. Ah, la Chișinău-Criș. Cine v-a învățat? Catrința. Așa l-o chema pe maestrul meu, Catrința Mihai. Era staroste, de, sau cum se numea, deci avea mai multe calfe, mai mulți. Da, am fost doi ucenici și câte 3-4 calfe. De unde a pornit focul, cânteia, să-i spunem? Vă spun de unde eu pornit. Trebuia să începem la recolta și mi-a anunțat că nu-i voi și recolteze, că e producția și o duce la stat. Și atunci noi cerem pentru muncitor și ne dea plata. Zice că nu ne dă. Bobi, ce ne dă bani. Noi zic că nu. Și atunci a venit un vagabond. N-ai putea că spui că un om, Balaș l-a chemat. Un om așa mic a fost ca mine. A venit un activist de partid și o străgat în sat să mănânce lume pai și fân. Toată lumea s-o lua după respectivul și l-a băgat în apa cei acolo în sartișe, ca așa îi spune. O fugit și o sărit în valea asta de marginea satului. Era cu apă și o sărit acolo, o sări unii și-l bate, unii și-l scoată și... Miniție, încă eu mă mir că m-au lăsat, că eu am ajuns de m-au aruncat unul în brațul la miliție și când am murat, nu știu cum am plâns de pipoleț și am tras de pipolețe la milițean. Câți milițieni erau? Doar unul? Era unul? Un milițian sau mai mulți? Trei milițiani erau în sat de mare.
Tatăl meu în dimineața ce a fost dus la Cermei, că acolo avem gară. A avut un prieten ce lucra aici la Aral, la UTA. Și el de câte ori vine la țară, tata merge la gară după el și îl duce înapoi, că erau prieteni, că tatăl meu a avut cai faină, ce să vă spun. Și atunci, în duminica aceea când s-a întâmplat, tata când a venit de la gară, cum a fost cu el dus, tot satul a fost strâns acolo la Sartișe. Pe ăla să-l bată, să-l distrugă. Tata a venit, l-a scos de acolo din apă, l-a făcut scăpat, a fugit și atunci toată lumea a venit în mijlocul satului. S-a dat foc la prăvălii, la sat, acolo, la prăvăliile oamenilor că aveau prăvălii particulare. Toată lumea a furat de acolo ce-a putut să fure. Și atunci s-a început scandalul ăsta așa în sat. A început vrajba, a început atunci a merge pe stradă lume. Hai la primarul, jos cu primarul. Că băiatul lui era jant agricol, a primarul după vremea ce... Cum îl chema pe primar? Stana. Stana, Stana. Stana Todor. Tatăl meu a fost patru frați. Înainte de ce s-a întâmplat cu 2 ani, băieții la noi în comună se băteau duminica la joc și au mai fost o familie tot de Stana, tot patru frați, dar ăștia noștri au fost tari, nu se temeau de tătă satile alea pe acolo. Când plecau ei la piață și pe tălocul, nimeni nu s-a cățat de ei. Și atunci a fost o ură personală, că ei s-au bătut înainte cu 2 ani. Tatăl meu... 1947. Da, tatăl meu s-a dus cu calul călarii la ei acasă și a zis că îi omoară pe toți, dar nu le-a făcut nimic, nu m-au mers cu calul până la ei și a venit înapoi. Când s-a întâmplat în 49 în cazul ăsta în sat, tata lor a fost primar la primărie. Cei care fusese în conflictul... cei patru frați, da. Și atunci când năcazul a fost în sat, o băga pe ei. Pe trei frați pe ei, că un frate al lor nu s-a amestecat în treburile lor. Deci tatăl dumneavoastră și încă și doi încă frați. Doi frați. Stana Simion a fost tata, Stana Ioan și Stana Petru. Stana Petru era cumnat cu ăla de la primărie. Nevestele lor erau surori. Și atunci cineva din sat, când a văzut că îi se îngroși în cazul, le-a spus, fugiți, că dacă nu fugiți, vă împușcă. Ei toți trei s-au vorbit și au fugit. Când a fost la primarul casă, acolo, s-au băgat în casă, i-au luat hainele din dulapul, în stradă cu ele, foc. Și el fugise, primarul? Fugise. Îngi-a fost în pod, vis-a-vis de drum. În pod. Iar mai cu un om acolo. Și aici am vă spun ce-am păsit de omul. Tăți acolo au scos hainele, dulap, scaune, căruța i-au luat cu toporul și taie căruța, cu căruță nouă și o zonă, hai și dăm foc. Eu eram acolo, am avut și o voce aspră eu așa între oameni, mă zic și nu dați foc, că vă dau un cap. Că zic, nu arge numai grădina lui, fânul lui, paile lui. Că se prinde satul, mă. Vă dau în cap. El, dacă uit în pod, o întreba pe ce a fost cu el. Cine e cel de strigă și nu dea foc? Celălalt care a fost cu el în pod, o sprung cu petrițe în unuțoaia, că așa m-a prolecat pe mine. El strigă și nu dea foc. Locuitorii comunei Șepreuși au un instinct al dreptății deosebit. De mai multe ori, în decursul istoriei moderne, s-au ridicat la luptă pentru drepturile lor. În vara anului 1949, șepreușenii s-au revoltat împotriva cotelor impuse de regimul comunist-stalinist din România. Represiunea statului totalitar a fost extrem de dură. Patru țărani și avocatul Teodor Pârvu au fost executați. Zeci de oameni au fost arestați și duși la securitatea din Arad. Familiile celor aflați în fruntea revoltei țărănești au fost deportate în Dobrogea.
În anii din urmă, Șepreușul a devenit localitate martir a luptei anticomuniste prin inițiativa unor deputați din Parlamentul României. Este o recunoaștere necesară și firească a unui mod de a ființa în istorie. S-a întâmplat că o trecut noaptea și s-a făcut ziua și ziua dimineața a tras clopotul la biserică, așa ting-ting, cum zicem noi, într-o ureche, ca și iasă lume. Și ne-am dus toți acolo iar în drum. Și când ne-am dus pe drum, am văzut că intră pe străzi militari, armată, cu arme. Și aici în marginea satului, ne-am dus acolo și acolo s-au băgat armata pe străzi și din sat, au avut și pe sat, probabil, arme, cineva. Au tras arme. Și am văzut cum doi milițeni au prins pe unul din ăia, din capii rebeliunii, și îl ducă de mâini și a venit un frate de-a lui și a prins pe amândoi doi milițeni și a dat cu ei de pământ. Era familia Stana? Da. Pe Nanci, pe Ioania l-au prins, pe albândeț. Și Nanci a venit și când a prins pe amândoi doi milițeni... Fratele lui Ioan, Ioanie. Da, fratele. Simeon. O dat cu ei de pământ. Și eu am fugit atunci într-o grădină la om. Și acolo de grădina aceea m-am dezbrăcat că eram cu pantaloni militari. Că am avut în armată costum de haine militare cu care m-am liberat cu ele acasă. M-au dat drumul că m-am liberat. Și mi-au dat omul niște pantaloni și am venit pe șoseaua și m-am oprit unul. Cum te cheamă? Ăsta s-a gândit, mă, stai că ăsta-i căutat de noi. Și m-a luat și m-a băgat în camera primăria, bun, la rest. Asta a fost luni. Și am stat acolo până marți. Pe bunicul l-a dus la spat, l-a dus în noaptea aia la rad și dimineața i-a dus înapoi. Și dimineața când le-a dat drumul, i-a împușcat. Când s-au dat jos după scări la, acolo în fața sfatului, unde e arteziana, i-a împușcat pe amândoi. Fratele lui bunicu, care a fost advocat, nu a murit dintr-o, pe loc și atunci a venit și l-a împușcat în cap și a murit. Marți a venit cu tabelul și ne-a suit pe mașini și ne ducă la rad. Și am ajuns la rad. La rad m-au arestat acolo. Am stat acolo într-o cameră vreo 20 cât am fost. Arestul securității, a miliții, vă mai aduceați aminte? Nu, ce cu ei fost. Oricum, a unei autorități militare. Da, da. Ne-au băgat acolo și ne-au ținut acolo și toată lumea s-a făcut ciofi, ciofi, ciofi. Și am stat de marți. Când am ajuns acolo, nu m-au chemat până vineri. Marți, miercuri, joi, am spus la rest. Îi chema pe unii, alții vineau înapoi, alții nu mai vineau. Când m-au chemat pe mine, te-ți ori da mână cu mine, mă, Petrica, mă, tu, zice, gata. A fost un sublocotenent, nu mare, așa, nu știu cum l-a chemat, n-am știut, mă. Îi spun cu tare, cu tare, cu tare, până a umblat, până a fost cu cine te-ai întâlnit, pe cine ai văzut. Stai aici și dă-i declarațiilor domnișoară. Mă pun pe scaun, acolo și dau declarații. În timpul ăsta, aduce pe alții, vin alții, dau declarații, după ce dau declarații, se duce cu declarația domnișoara așa, eu m-am auzit atât mai bine, nu cam un. Cu ale câte ușii,
Nu știu, zice, că tăi acolo s-a băgat înăuntru. Acolo era și câinele de supriuș al Stana Nicalicului. Primarul. Pruncul primarului. Pruncul primarului. Pruncul fiul, primarului. Fiul, da. A fost acolo și nu știu ce, cum ăsta, și că să zice, pe cum să vei după de acrași, ăsta zice, nu a făcut nimic. Mă scoate afară, stau cu fața la parete, cu alea mă, în timpul ăsta duce pe cântorocul, mă. Duce pe cântorocul. Ăsta cine era? Un... Cântărețul bisericii. Aha, aha. L-a băgat acolo, numai de două ori o strigat, tulvai. Gata-vă. L-au luat la... L-au amorțit din bătăi. Și l-au scos și l-au dus și l-au tras apă pe el. Pe mine tot acolo mă lasă, cu față câtă parege. Au mai dus pe două ori trei și au plecat de minează. Câți de pe acolo. Eu rămas acolo. Vine sublocotenentul ăsta și m-a pus acolo de la minează, peste vreo două ori. Măi, Petre, zice, ce-i costocit, tăta și... Păi ce mai lăsa domnul? Ia el, zice, câte unul și îl duc din el, a adus. Știi unde a fost? Știu. Nu, el, zice, câte un soldat. Mă, eu și mă duc acolo înapoi, din ei a venit. Acolo plin, am o plină cameră. Mă, cum-i? Vedeți voi când îți ajunge acolo fiecare. Și acolo mă să nu de vinerea până luni. Dar n-ați fost lovit încă? Nu, nici o palmă nu mi-a dat nimeni. Nici o palmă nu mi-a dat nimeni. Când a fost lune, acolo în camera de unde am fost noi, a venit un ofițer, iară, contabil. Cei ce-și aude numele și iasă imediat pe poartă, fără și vorbați nici un grai cu nimeni. Eu stăteam pe haină, culcat acolo jos pe podeau și am pus așa după colțul hainei degetele. Dacă mă strigă, săr de nu, să nu zică, hei, chiar tu vrei să ieși. Și odată aud, îți că zbuc eu cu haina după mine și ies pe ușă. Și un om, dar cei de la noi, a vrut și spui ceva, nu l-am înțeles. Nici nu mai vine, nu-l mai vine până în lume. Pe la Loresta l-au condamnat și nu mai minte ca să-mi veacă. Frații Simeon, Ioan și Petru Stana au stat ascunși o vreme, dar în cele din urmă au fost nevoiți să se predea autorităților și au ispășit mulți ani de detenție în închisorile Gulagului Românesc. Când a fost miercure, a venit bunica mama lui mama mea la noi. Pe tată bun l-o chema la primărie, tot aia, să spună că unde-i tatăl meu fugit. De unde o știut el săracul? Că el n-o știut nimic. Tatăl bunicul meu a fost credincios, era ostaș, mere la oastă, nu s-a băgat în politică, în daștea și nici cum. Și atunci l-o ținut acolo la primărie pe tată bun. A venit miercure camionul după noi, ne-a îmbarcat în camion. Am avut pe mama lui tatăl meu, pe mama lui mama la noi, a fost și ea, nu a mai lăsat să plece acasă, a luat-o cu noi. Eu aveam aproape 4 ani, fratele meu 5 luni, mama mea 22 de ani avea. Și ne-a suit în camion, a venit cu militari și mama mea la noi erau dune, nu erau plapume ca aici acum. Și dar zice, tot niște învelitori. Da, duni cu peni, știi, pentru... Da. Exact, da, așa e vera la noi și perin și de toate. Și atunci au zis militarii că mama mea a zis că își pune numai o dună pentru noi, pentru copii, că a zis că ne duce până aici la rat și ne duce înapoi. O zis un militar, doamnă, ieși țoala aia la altă că ți-a prinde bine, că el o știut că ne duce mai departe.
ne-a luat pe noi, de la noi ne-a dus la cumnata lui mama mea, la fratele lui tata. I-a ridicat pe mămica și era fratele meu și sora mea mai mari. Eu n-am fost nicăieri, eram pe drum. Și a spus că ne duce la Arad, până în gară la Arad. Mămica a zis, dacă până în gară la Arad n-am ce să duc cu mine nu știu ce, perina cu sora mea, frate meu și o zis, era bunica, mama lui mămica, și o zis, hai mamă și dumneata cu mine, nu mă lăsa singură, că ce fac cu doi copii mici? Că pe buna nu a vrut atunci să o ridice, dar dacă o vine cu noi... A intrat în grup. Da, și i-a dus până la radio, băgat în vagon, până în Constanța. I-a îmbarcat și pe ei. Am mai luat o fată de acolo din sat de la noi, care era măritată tot cu unul Stana, dar ăla nu era implicat așa, dar avea prăvălie. O luat-o și pe el și am venit cu noi până în fața primăriei. Când am fost în fața primăriei, mama mea l-a văzut pe tata ei împușcat, acolo în fața primăriei. Dar nu s-o gândi că-i tata ei ăla. O crezut că de la primărie, i-a pus acolo de pază sau cine știe. L-a văzut acolo mort, împușcat. Și ne-a dus aici la Arad. Aici la Arad ne-a dus direct la gară, la bou vagon. Aici la gară o mătura mama mea colțul vagonului, până-i lume n-o să uit, că și acum țin micu, mătură de nuiele. O măturat acolo în colț și acolo ne-a pus. Și ne-a dus până în județul Constanța, în Dărăbani, nu s-o opri cu noi. Acolo când am ajuns, ne-a luat pe fiecare... ăștia de la Șepreu și ne-au băgat la familii înstărite. Până ne-au băgat la o familie de macedoneni erau. Aveau oi multe și avea pământ și lucrau țărani, erau oameni muncitori. Și atunci ne-au băgat la ei, ne-au dat o cameră, au zis că s-au obligat să ne dea o cameră și să mâncăm ceva până când poate. Cum astăzi ne-o instala la ei, mama mea mâinii s-a dus la lucru cu oamenii ăia. Omul seara ți-a dat o bucată de mămăligă mai cu bună voie și făină să-ți faci o mămăligă. A fost bine. Am stat acolo aproape un an de zile. După un an de zile ne-o mutat în Valea Sacă, de acolo. Unde, înspre ce parte? Cum era în județul Constanța. Dar spre Negru Vodă, spre Mangalia? Da, mai încoace, spre Negru Vodă. Spre granița cu Bulgaria. Valul Traian. Că acolo, da. La Valul Traian, trebuia să meargă mama mea în fiecare duminică să se prezinte, să nu fugă cumva. Și atunci ne-am mutat acolo, ne-a dat o căsuță, singură, nu la nimeni eram, așa cu trei cămăruțe micuță, și acolo ne-am mutat două bătrâni, mama și cu noi doi. Și-a mai trecut o perioadă așa puțin scurt și pe mama mea a angajat-o la Via Muflatar, la gostat acolo, la cantină. Pe bunica mea a băgat-o la grădiniță să aibă grijă de copii. Și atunci ne-a dus și pe noi la grădiniță și mama la cantină și mai rămâne bunica acasă, mama lui tatăl meu. Și atunci ea s-a îmbolnăvit după puțin timp, că și-a pierdut memoria după copiii ei, da. Cam la o lună după ce ne-a dus acolo, noi am aflat că părinții noștri sunt în sat. Am aflat. De la cine? De la o scrisoare. Mama mea a rămas trei surori în sat și au scris. Dar cum a scris? Pe fratele lui tatăl meu l-a ciufulit pupăza. Și atunci o scris așa, o spus tot care-i treaba, nu știu ce, și o scris atâta. Să știți că pupăza mai cântă și acum am pom. Cifrat. Așa, cifrat. Atât, dar nu știu ce înseamnă aia. Așa o scris și atunci el și-o da seama că ei sunt în sat ascunși. La 2 ani după ce... Ați plecat dumneavoastră în Dobrogea? Am plecat noi, atunci l-o prins pe tăticu. Unde? Aici în sat? Aici în sat. Aici în sat, la cineva, cum a fost ascuns. Că eu știu, ăla a zis că dacă îl spune, nu-l bagă la închisoare. Dacă îi spune unde îs. Și atunci ăla lui i-a părât că îs la el, se margă că erau ascunși pe-n pod. Și s-au dus și cu tatăl dumneavoastră mai erau și... Doi frați. Doi frați. Erau trei chiar.
trei frați. Și toți trei au fost trimiși? Toți trei au fost la deținuți politici. Au fost închiși? Da, 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 da. Frații Stana. Frații Stana. Și atunci i-o luat și i-o dus, o vine după ei și i-o dus. Și când au plecat la Rad, când au fost, eu știu, marginea satului sau trecuți de hotarul nostru de șepreuși, au oprit camionul, că erau culcați pe burtă, au oprit camionul și au zis să fugă, că le dă drumul. Fratele lui tăticu, unul dintre ei, au vrut să fugă, dar tăticu a zis, nu, stați aici, liniștiți, să ne ducă unde vrea, nu fugiți, că dacă fugim, ne împușcă. Și așa și era, dacă fugeau, îi împușcau, că zicea că or vrut cerca să... Să da, da, da. Și i-a dus la Rad, i-a ținut la Rad cât, nu știu cât, și atunci i-a dus în tăchi închisorile cele mai grele. După vreo 2 ani de zile, bunica mea a fugit de acolo. A fugit aici în sat, la noi, la Șepreuș. Și când a venit aici în sat, a venit la fetele ei, că nu a mai putut de dorul lor. O luat-o, o dus-o la primărie, o aflat toată treaba care a fost treaba, o dus-o la primărie și o dus-o din post în post, iar o dus-o înapoi, acolo la noi. A fost o perioadă, într-adevăr, grea, foarte grea, chiar dacă noi fiind mici n-am înțeles prea multe, dar totuși, așa din spuse, mai mi-amintesc câte ceva, cu toate că eu am plecat foarte repede de aici, tăticu a venit vara și eu în septembrie deja m-am dus la școală la Arad, dar așa, din ce mi-au mai povestit când veneam în vacanță, îmi amintesc că atunci când am fost spre venirea din deportare, că atunci nu mi-amintesc unele lucruri, țiu minte foarte bine și casa unde am stat, și strada, și calea ferată pe unde mergeam la, unde lucra mămica la cantina Viei Murfatlar, că acolo era angajată, era bucătăreasă acolo. Și țiu minte cum fratele ne spăla înainte de a pleca acasă, că mămica totdeauna zicea să nu-mi veniți murdare aici, să vă vadă lumea murdar. Și dacă treceam calea ferată, eram obsedat să nu ne tragă trenul, cumva ne țineam de iarbă când trecea un marfar sau ceva de acolo să nu ne tragă trenul. Mergeam acolo la mămica, acolo ne dădea să mâncăm, ne mai jucam, asta pe perioada de vară. Bineînțeles că iernile erau groaznice acolo, era o zăpadă și un viscol extraordinar de mare iarna. Localitatea cum se numea? Dar nu Darabani, Negru Vodă. Da, Negru Vodă. Și atunci stăteam și acolo la niște oameni unde ne-au plasat cei de la poliție sau miliție, ce era acolo, Consiliu, nu știu care, ne-au plasat acolo. Aveam o cameră mare și acolo și friguroasă. Era o cameră, și acum o țin minte, camera aia, după ce m-am născut, era așa cu gresie neagră și albă. Era făcută și un cuptor de pământ. Un cuptor de pământ era în camera aia și bunica se acopere cu hainele după ele, ce era cu soră mea. Și mămica, după ce m-a născut pe mine cu Duna și toți trei eram acolo în pat cu ea, că nu avea nici lemne, nu avea nimic. Aduna baliga de vacă și o usca pe cuptor ca să o poată băga în foc, să facă foc. Oamenii ăștia erau bogați, aveau foarte multe oi, dar în zona aia nu erau ca și aici, în partea noastră, să știe cum se face pâinea, de exemplu. La noi se făcea pâine aici, că era greu destul, nu pită, că n-ar fi fost acolo, pită, da, pită, așa. Și într-o zi i-a cerut voie bunica stăpânei să mă las să fac pâine. Noi primisem făină de acasă, că după câțiva ani deja puteau să ne trimită. Și atunci sora lui bunica ne mai trimitea câteodată făină și făcea bunica pâine. Și ei, când au văzut ce
pită să face pe aici, prin partea noastră, nu le veneau să creadă că acolo se făceau niște pogăci din alea și atât. Și ea, când a văzut-o că e așa de mare, noi tot bunică îi ziceam și la stăpâna aia și atunci, vai de mine, dar asta o să se coacă? Că nu știa ce se întâmplă. Cum o să se coacă asta dacă crește așa de mare? Când o scos-o din cuptor, Doamne, dar păi asta e ca o plăcintă, ca o prăjitură, asta nu e pită cum mâncăm noi acolo. Așa, și atunci, de-aia spun, ții minte cum ne jucam pe stradă cu... Erau foarte mulți turci acolo, în localitatea aia. Am învățat câteva cuvinte turcești, dar bineînțeles că nu le mai știm, doar puțin de tot, un jur că ai dat și nu știu ce. Ne-am mutat în Valea Sacă, pe familia noastră numai, ne-am mutat în cinta muflatarului, chiar lângă șoseaua ce duce la Constanța. Acolo era un boier care avea nu știu câte hectare de vie acolo și avea o căsuță în curte acolo cu trei cămăruță și ne-am mutat acolo. Și eram mai aproape eu apoi și de mama de lucru și când am avut 7 ani m-am dus la școală. Și am mers la școală în Basarab. Avea contabilul de la Gostat și el o fată și ne duce ei la școală în Basarab. Și am făcut clasa întâia și a doua acolo și atunci ne-a mers un pic, așa, mai bine un pic așa. Și 5 ani și 4 luni am stat acolo. Și atunci a venit un decret și ne-a eliberat, o scris în ziar că suntem liberi, putem veni acasă. Mama mea astăzi a găsit ziarul, mâine și-a băgat lichidare și am venit acasă. Am venit acasă în 54, am venit acasă de acolo, spre iarnă era, ploie, vreme urâtă. Și n-am putut intra în casa noastră aproape un an de zile. La noi în casă era intrat altul om din comună de la noi, care era bogat. I-o lua și lui casa și l-o băgat între noastră. Și tot ne-o distrus ce am avut, tot. Și nu mai avut nimic, tot o furat din căști. N-am mai găsit acasă, am lăsat când ne-o dus. Am avut cai, vacă, porci, de toate, o gospodărie mare. Părinții mei au fost bogați în sat la noi. Vineau ăștia care erau la sfat sau eu știu care și au dus tot noapte cărau, tot ce-a fost, nimic n-or mai lăsat, nici în casă, nici în animale, că am avut vaci, cai, oi, batoză, nu batoză, sau ce am avut? Și batoză. Am avut toate utilajele ca să poată lucra cu caii. Am avut acolo afară la hodaie, cum zicem noi, hodaie, cu pom fructiferi, avea nu știu câte 30 și ceva de iugări de pământ. Am venit acasă, tata era la pușcărie, ne mai trimite cât o scrisoare din când în când. Și atunci eu, cu mama nu m-a lăsat să merg la școală numai 4 ani, eu trebuie să mă duc să muncesc și s-a huluit grajdul la noi, s-a huluit. Efectiv, unde stăteați în primii ani? În primii ani am stat la Neamuri, așa. La sora lui mama, la ea, la sora lui mama, că fratele lui tata nu ne-a luat. Când am venit acasă, am avut o roabă și fratele meu ne încăruța cu ea, ne suia și fugeam, nimic altceva. În casă era pus sigilul pe casă, ca să nu poată intra nimeni și aveam o anexă, dar era mai veche. Și primul an, cum am venit în august, iarna, am dormit acolo în anexa aia. Era cum ieși de afară, direct în casă. Și cuptor n-ai avut, un vecin i-a dat cuptor, un upat, ca să putem să locuim. Am fost trei... În casă nu puteați intra nu, pentru că era pus sigiliu. A fost pus sigiliu pe casă. Și după când s-a dus la sfat, cred că, și atunci au venit mai târziu și au luat sigiliu, dar degeaba că acolo erau camerile mari și nu avea cuptor, nu avea nimic unde să paturi și
masă și eu știu fuseseră ce. Fuseseră rechiziționate. Da, toate da. Toate fuseseră luate. De... Toate, toate au fost luate. Și așa era de frig în anul ăla. Vecinul de peste drum cu noi vine în fiecare dimineață să vadă mai trăim sau nu mai trăim. Și era așa de înghețată ușa că cu toporul desfăcea ușa ca să poată intra la noi. Ajuta Dumnezeu că am crescut cu bunica, că mămica, cum au zis și sora, pleca la Arad să ne cumpere pâine, ducea de aici ouă și găini de vânzare, să le vând acolo la piață și când venea înapoi venea cu pâinea ca să aibă ce să ne dea să mâncăm. Fratele s-a dus la școală, eu abia în al doilea an, după ce am venit, că am avut doar 6 ani când am venit acasă și fiind din noiembrie, nici nu m-a dat până la aproape la 8 ani la școală, că eram mai mică, așa, și mai slăbuță, că totdeauna am fost mai slăbuță decât restul fraților mei. Și cum a povestit și sora, în vacanțe mergeam totdeauna cu ziua la fermă, la sapă, la ce era pe acolo, ca să facem și noi un bănuț, să avem duminica să ne luăm o înghețată sau mai știu eu ce, să nu cerem de la mamica, că niciodată nu ne-a plăcut să cerem. Dacă putea să ne ofere ceva, ea ne oferea săraca fără să spunem noi ceva. Și ne mulțumeam totdeauna cu ce ne dădea. La școală zicem noi că am învățat bine, că toți am fost premianți, deci nu i-a fost rușine la mamica niciodată de purtările noastre și chiar era mândru tăticul după ce a venit acasă, că lumea spunea că uite, chiar dacă au crescut fără tată, dar sunt foarte bine educați. Puteam să mă duc la liceu, că v-am spus, eram totdeauna premiantă la școală, dar totdeauna se cerea în acte și poziția socială a tatălui. Ce să spui, că mămica ne-a învățat totdeauna să spunem adevărul, să nu mințim. Și sigur că trebuia să scriu că deținut politic și un an de zile nici n-am putut să mă duc la școală. Până atunci când a venit tăticul în vara aia, abia atunci și m-am dus la profesională, nu mai m-am dus la liceu, că deja pierdusem un an, n-am mai învățat, nu știu ce, na. În fine, nu mi-era frică că nu o să fac față, dar m-am dus la profesională. Simeon Stana a mai trăit 4 ani după eliberarea din închisoare. Duritatea regimului carceral i-a șubrezit sănătatea. Tatăl dumneavoastră pe unde a făcut închisoare? Tatăl meu a făcut la Gherla, la Baia Spri, la Jilava, a făcut la județul Constanța, acolo pe delta Dunării, la Stuf, acolo s-a îmbolnăvit, la toate pușcăriile cele mai grele din țară. S-a îmbolnăvit de ce? De leucemie. A făcut leucemie de acolo, de când au fost la Stuf, că acolo a fost țânțari mari și eu mușcat și de acolo au băut și apă și tot și s-a făcut boală de malarie și din aia s-a făcut leucemie. Când l-am văzut prima dată pe tata, cât a fost la pușcărie, l-am văzut aici în Arad. A venit aici în Arad la proces. Și atunci, de la noi, din comună, a fost un om acolo sus la pușcărie, că și-a împușcat nevastă. Și atunci ăla a trimis până oamenii ce-au venit la el, la vorbitor, să spună la mama și la untioaie că mama și untioaie Ioane sunt aici în Arad. Și atunci mama mea pilăre, că după ce am venit de acolo n-am avut nimic, o trebuie să muncească. Și vine aici la Arad cu ouă și cu găini și i-a spus cineva că s-a aici la tribunal. Și s-a dus pe coridoarele tribunalului și au fost geamurile deschise și i-a văzut după geamul ăsta, pe geamul ăla acolo sus, unde erau ei. Și le-a făcut semn și când le-a văzut, le-a cunoscut. Și el pe ei și ei pe el le-a văzut. Și atunci a venit mama mea acasă și ne-a spus, uite ce am văzut și uite unde am fost și cum îi mâine zi ne-a luat pe amândoi, mama pe mine și pe frate meu, și am venit aici la Arad și ne-am dus la tribunal. Și
Mama s-a pus cu noi doi lângă ea și untoaie cu a ei, iară trei copii lângă ea. Și atunci tata ne-a văzut că suntem noi a lui și untiu Ioan a lui. Și așa, până semne. Și atunci a venit poliția și ne-a urmărit, ne-a prins pe mama și ne-a țipat de acolo. Și atâta i-am văzut în 14 ani de zile a fost tatăl meu. 14 ani. Eu tot spuneam la sora mea și la fratele meu că vine tăticul acasă. Vine tăticul că... Presimțeați. Uite, da, ne-am dus și a venit o ploaie. O ploaie de neuda, toate am fost ude. Și tăticul a venit la Arad și în gară la Arad s-a întâlnit cu un prieten de-a lui. Era la CFR-ul, lucra la CFR-ul. Și a zis, nu ai cu ce să mergi acasă până de seară, că de seară este cursă, autobuz. Numai seara era la noi autobuz care vine de la Arad. Dar ori da telefon la poștă, la poștă, că nu era telefoane atunci, și anunța pe buna că vine tăticul acasă de seară, cu cursa. Și acum, cum să facă să o anunță pe mămica, că e mereu numai mereu dumie, că nu, luni dimineața și vine sâmbătă seara acasă. Toată săptămâna nu vine, că era departe și nu putea... Costatul acesta. Da, da, da. Și nu putea să vină în fiecare seară, că e dimineața la 4, trebuie să scoale, să meargă la lăptărie acolo. Paișpe ani am avut când a venit tăticul meu acasă. Erau niște femei la stradă, vorbeau și eu tot asta, nu mi-a ieșit din gând că vine tăticul acasă. O, că nu au spus femeile astea că vine tăticul acasă. Atunci am venit pe o stradă și acolo era o mătușă la stradă. Zice, veniți voi acum, fetele mele, că să auzi că vine tatăl tău acasă. Eu câtă soră mea ți-am spus că vine tăticul acasă, ți-am spus. Și vinim iar mai departe, era un unchi iară la stradă. Dobrogeancă, că... Câtă mine tăt așa zicea, Dobrogean, că nu mere acasă, că la tată tău nu-i trebă pe tine. Că nu te-au văzut, nu-i trebă pe tine. Și atunci eu m-am gândit, poate că nu-i trebă, dar ce mă fac, unde mă duc? Și am venit acasă, pe când am ajuns noi acasă, numai ne-am pieptenat și mămica cu fratele meu ușor a ajuns. Ne-am îmbrăcat și toți ne-am dus la autobuz să-l așteptăm. Când merem acolo plin, tăt satul, s-au anunțat unul pe altul, vine Ioania lui Bândeț acasă, tot satul a fost. Era un milițian atunci, vine nu știu de unde a fost milițianul ăla, și zice, ce se întâmplă în sat, de atâta lume la cursă? Zice, vine Ioania lui Bândeț acasă, un deținut politic și atâta lume îl așteaptă. Zice că da, că n-a fost om rău, n-a făcut rău la nimeni, dar cum a fost legile atunci, uite ce au făcut cu el, închis. Și vine tăticul meu, n-ajunge să intre, că intra autobusul în garaj. Dar în mijlocul drumului s-a oprit autobusul, că era plin de lume. Și atunci, când a oprit autobusul, el s-a dat primul jos din autobus. Când l-am văzut, după cum l-am visat, ăsta-i tăticul. Și atunci a ajuns lume, să trăiești, Ioane, mă cunoști, uite cine mi-s. Ajunge mămica, să sărută și plâng, ajunge nelul nostru, sărumâna tăticule, o știut că are un băiat, ajunge soră mea, eu tot asta mi-a fost în cap, dacă nu îi trebuie pe mine, ce mă fac? Și la urmă ajung și eu. Și zic, sărumâna, tăticule. Și tăticul nu m-a sărutat, că n-a știut că am fost mai mare și el s-a visat cu mine tot mică, în perina. Și atunci mămica m-a văzut și zice, de ce plângi, Florica mea? Zic, plâng că tăticul nu m-a sărutat și nu-i trebuie pe mine. Unde mă știu eu duce? Cum au zis vecinii și unchiul. Și atunci
eu spus mămica Ioania că asta e Florica noastră. Și mă sărută și nu mai m-a lăsat. Numai până acasă, ca la nuntă. Știți cum e nunta? Unul de-o parte, unul de-alta. Și eu și sora mea eram, mie ține de mână. Și am ajuns acasă. Și atunci tot satul a venit. Tot satul a venit la noi acasă. Și când am ajuns acasă, ne-am pus, aveam o bancă în fundul mesă și masa și ne-am pus acolo și tot ne-o poveste săracul. Dar nu, știți cum era, îi era și frică să spună cât i-o pățit. Când o ieși de la închisoare, o spus, or dat în scris că să nu spună ce or, cum i-o bătut și ce-o făcut cu ei acolo. Atunci, duminica, mergeam la biserică și când vinem la masă, săracul, atunci ne poveste câte chinuri și cum o pățit el și cât se ruga la Dumnezeu ca să-l schepi de acolo, cum îl băga la carceră și stătea cât o săptămână în picioare, că nu putea nici jos, nici sus, numai în picioare stătea acolo și cum îl băte cu... De asta de la tractor cu sârmă, îi băteau de nu put, le dădea să lucre parcele, eu știu, la fiecare în parte și nu putea să facă, că tăticul o răcit acolo și s-a îmbolnăvit și o ajuns la 35 de kilograme, așa o slăbit, atunci l-o băga la... infirmerie. Da, și acolo era un preot din Arad. Că după ce a venit tăticul de la închisoare, a venit la noi preotul ăla... Hornea. Cine? Hornea. Hornea, da. Și Hornea, dar un preot în altă parte, a fost aproape de Arad. Au fost mulți preoți. Da. Și povesteau, când i-ai auzit, nu puteai face să nu plângi, până câte ori trecut și cât i-o suferit.